Președintele Consiliului Județean Ionel Arsene a delegat celor doi vicepreședinți atribuțiile de serviciu. Vicepreședintele Laurențiu Dulamă, președinte al Partidului Mișcarea Populară, se va ocupa de activitatea Direcției de Arhitectură, de administrarea Parcului Național Ceahlău, de Centrul Militar Județean, de Centrele de Educație Inclusivă și de Spitalul Județean și cel de Psihiatrie din Roman. Prin dispoziția semnată de domnul președinte al Consiliului Județean, coordonez activitatea Direcției Arhitect Șef, Direcția de Administrare a Parcului Național Ceahlău, Centrul Militar Județean Neamț, Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență pentru Zava. De asemenea, coordonez activității pentru instituțiile de cultură și artă de interes județean de sub autoritatea Consiliului Județean Neamț, Centrele Școlare pentru Educație Inclusivă, Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, Spitalul de Psihiatrie Sfântul Nicolae din Roman. Vicepreședintele Laurențiu Dulamă va coordona și serviciile de educație, sănătate, cultură, tineret, sport și culte. Și coordonez activitatea de socializare pentru asigurarea, potrivit competențelor, Consiliului Județean și în condițiile legii, a cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean în domeniul educație, sănătate, cultură, tineret, sport, culte. Cel de-al doilea vicepreședinte al Consiliului Județean, Ioan Asaftei, se va ocupa de investiții, transporturi, infrastructură și societățile de interes județean Drupo și Troleibuzu. În cadrul Consiliului Județean, în calitate de vicepreședinte, am Direcția de Investiții, Transporturi și Infrastructură Județeană, Serviciul Public Salvamont Neamț, Societatea Comercială Drupo Neamț, Societatea Comercială Troleibuzuri S.A. De asemenea, coordonez asigurarea cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean în domeniile poduri și drumuri publice, servicii comunitare de utilitate publică de interes județean. Și, în mod firesc, și așa cum este legal, voi îndeplini orice altă sarcină delegată de către președintele Consiliului Județean Neamț, vorba de domnul Ionel Arsene. Conducerea Consiliului Județean Neamț urmează ca în perioada următoare să analizeze resursele financiare găsite în bugetul Consiliului Județean în vederea finanțării activităților desfășurate de aceste instituții. Suntem la nivel de informare și de coordonare acestor activități în mod categoric și în funcție de resursele alocate. Deci nu noi ne putem asuma o vină sau mai știu ce Dumnezeu de care să legăm resursele la acest moment. Președintele și cei doi vicepreședinți nu își vor lua pentru moment concediu pentru a reuși să repornească activitatea Consiliului Județean Neamț și să ia contact cu realitățile din sectoarele pe care le coordonează.